Polițiștii locale au salvat deja doi copii rătăciți în Timișoara doar de la începutul acestui an școlar. Copiii de 8 respectiv 9 ani au fost găsiți de oamenii legii panicați și dezorientați. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Circulației, aflați în patrulare în zona Ion Icebrătianu, au identificat în cursul după amiezei de ieri, în jurul orei 14, un copil în vârstă de 9 ani care era speriat că s-a pierdut și nu mai știa cum să ajungă acasă. Imediat, acesta a fost preluat de polițiștii Locali care au reușit să îl liniștească și să afle detalii despre identitatea sa. Totodată s-a luat legătura cu părinții care l-au luat acasă pe copil. Acesta este cel de-al doilea caz de la începerea noului an școlar, după ce vineri un alt copil de 8 ani a fost depistat de polițiștii locali în stația STPT Mărăști, plângând speriat că a pierdut autobuzul care îl ducea spre casă. Și în acel caz a fost chemată mama minorului care l-a preluat. Motivația părinților a fost aceea că nu a avut cine să le ducă micuții de la școală către casă, aceștia deplasându-se singuri cu mijloacele de transport în comun. Pentru prevenirea unor astfel de incidente, sfătuim părinții fie să găsească soluții pentru ca aceștia să nu mai meargă singuri de la școală către casă, fie să îi instruiască în așa fel încât să le explice să nu intre în panică, să aștepte în cazul pierderii autobuzului următorul în mijloc de transport, să apeleze la organele de ordine pe care le observă în și mai ales să aibă grijă și să nu plece cu alte persoane străine care le pot face rău. Polițiștii locali acordă sprijin minorilor depistați pe stradă singuri, ajutându-i în cazurile în care este nevoie, dar trebuie subliniat și faptul că părinții au responsabilitatea să se asigure că micuții se deplasează în condiții corespunzătoare către școală și de la școală acasă. În acest context menționăm că direcția generală a Poliției Locale Timișoara desfășoară și în acest an de învățământ activități de prevenire la școlile la care este invitată, având totodată în supraveghere conform planului stabilit la nivelul instituțiilor din cadrul Sistemului Integrat de Ordine și Siguranță Publică, un număr de șapte unități de învățământ din municipiul Timișoara, situate în nouă locații la care asigură activitatea de fluire și defluire a elevilor de la cursuri, precum și alte activități specifice, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.